Da, prieteni, bună dimineața! Bine ați revenit pe canalul Pescuit și Povești cu Dan Chiroșcă. Iată-ne, prieteni, ajuns și în data de 8 aprilie, ultima zi în care putem pescui înainte de a intra în prohibiție. Astăzi am ales să caut clenii pe Bahlui. Vreau să pescuiesc cât mai mult, vreau să profit de faptul că se închide de mâine. O dimineață absolut superbă, superbă la Iași, este ora 8. Practic este ora 9 după ora veche. Așa că o să caut câțiva cleni, sper să-i și găsesc. Astăzi am luat echipamentul Mikado Furore Lanseta Feeling Spin 2,40 m, o acțiune până în 10 grame. Pe care am pus mulineta Mikado Furore 2009 FD și firul textil Mikado Dreamline 006. O să încep cu gume și cred că pe parcurs o să folosesc și rotativele, de ce nu, voblerele, în speranța găsirii câtovar cleni care să vă bucure și pe voi. Așa că haideți să-i dăm drumul la treabă.
A luat, da, a luat prieteni, a luat prieteni, a pus o rotativă, rotativă și m-a scăpat de ghelă, prieteni. Cred că m-a scăpat de ghelă, nu mai avem mult de pescuit. Ce clenuț frumos la rotativă. Primul clenuț la rotativă pe anul ăsta. Haide să le liberăm acolo jos, ia uitați. Haideți, poate mai prindem. Poate mai prindem câteva. Iată că rotativa și-a făcut treaba. Ce frumos, ce frumos a dat. Am rupt câteva bucăți de stuf, altfel nu puteam lansa. Iată încă una. Da. Am aproape de sal ce ai acolo. Și vine după ea. Mi se pare că am văzut și un pui de avățel. Lăsată exact pe creangă. S-au speriat. Opa, opa, doi. Doi au fost. Doi au fost, doi. Opa, opa, s-a dus. Nu s-a înțepat bine. Ce frumos. Uite-l, uite-l, aptel s-a dus. Deci nu apucă bine, prieteni, nu apucă bine. Dar distracția e garantat. Distracția e garantată, prieteni. Ce frumos. Fugit, au fost, se întorc ei înapoi.
fiecare două ori, de două ori atacat și nu-s mici. Aoleu, ce s-a speriat acolo. Opa, da, a luat-o, prieten. A luat-o și e frumos. A luat-o, prieten, și e frumos. Da, prieten. Și mai sunt acolo, mai sunt. Da. S-au activat la rotativă. Haide să le liberăm. Mă duc frumos la deal să le liberez. Să nu-i sperii pe ceilalți. Să mai prindem. Ce frumos atacă, ce frumos atacă la rotativă.
Da, da, prieteni, a venit după ea, incredibil. Incredibil a venit după ea. Ce frumos, ce frumos. Ce frumos, prieteni, ce frumos. Ce a venit după ea. Incredibil, parcă mi-aduce aminte de Olt, anul trecut. Uite ce a înghițit, haide să luăm cleștele a unde l-am pus. Trebuie să mă întorc apoi acolo. Să mă întorc apoi acolo. A unde am lăsat cleștele. Ha, ha, ha. Unde a lăsat cleștele. Să nu-l pierd. Nu l-am mai pus la... Uite-l aici, cleștuțul. A, uite unde era cleștuțul, uite. Ce... Pierdeam acum cleștuțul, frumos. Ce frumos, ce frumos. Haide să ne liberăm aici, frumos. Sper să nu mă duc în apă. Hai mă, frumosule. Uite-l, uite-l cum pleacă la deal. Super, super, prieten. Haide să continuăm. Da, prieten. Stau și ascult ciripitul păsărilor. Final de partidă astăzi, prieten. 8 aprilie, ultima zi în care putem pescui. De mâine intrăm în prohibiția generală. Așa că vă spun ca de fiecare dată, încercați să fiți implicați și responsabili. Păstrați prohibiția. Lăsați peștii să se mulțească. Vietățile. Absolut toți se mulțesc în această perioadă. Totul este absolut superb la superb la Bahlui, în afară, bineînțeles, de mizeria pe care o știți cu toții. Dacă e să fac un rezumat al partidei, nu sunt pe deplin mulțumit, însă sunt bucuros că am putut să ies la pescuit, să contemplez cu natura. Mă îndreptam spre o gherlă de toată frumusețea, însă, așa cum știți, de fiecare dată găsesc soluții. Am găsit câțiva cleni pe apă mică, de fapt întâi am văzut. Am decis să schimb, să pun rotativa și iată că aceștia au venit, nu mari, însă foarte, foarte frumoși, colorați. Și astfel m-a scăpat de gherlă. Însă asta e, la pescuit nu poți ști dinainte ce activități o să ai, cu atât mai frumos. Prieteni, repet încă o dată, lăsați peștii să se mulțească, pescuiți catch and release, aveți bălți private, lăsați apele naturale să aibă o prohibiție ușoară, peștii să se mulțească frumos, pentru ca noi să avem ce pescui pe mai departe. Nu știu, nu este ușor, este greu. Însă mergem la bălți private, pescuim. Iată un frumos clean atacat. Da? Și să ne revedem sănătoși după prohibiție. Dacă v-a plăcut partida de astăzi, aș fi încântat să dați un like, o abonare, de ce nu să distribuiți cu prietenii. Iar până data viitoare, eu vă salut și toate cele bune. Respect!